Tocmai am terminat să-mi fac acest machiaj pentru că vreau să mă pregătesc să filmez un clip și mă gândeam la o discuție pe care am avut-o cu o fată care m-a întrebat dacă eu cred că spray-ul de fixare are într-adevăr efect. Și eu chiar mă gândeam să fac un clip în care să-mi spray jumătate de față cu spray de fixare și jumătate nu și să stau așa machiată, nu știu, 8-10 ore și să văd dacă într-adevăr spray-ul de fixare creează o diferență. În general, spray-ul de fixare promite să facă machiajul să arate mai natural, să combine pudrele cu produsele cremă și să creeze așa un efect mai flawless. Promite de asemenea rezistență, promite să te scape de lucruri cakey și în funcție de brand și de ceea ce scrie pe ambalaj, poate să promită iluminare, matifiere, hidratare, de ce nu. Iar eu voi folosi spray-ul de fixare de la Essence pentru că știți că îmi place. Ca și spray-ul de fixare, eu îl mai am pe cel de la NYX. De fapt, am ambele variante și pentru ten gras și pentru ten uscat, pentru efect dewy, cum ar fi. Dar v-am spus că acelea nu îmi plac pentru că conțin alcool și eu nu am încredere în produsele care au alcool în ele. Deci nu le voi folosi astăzi. De asemenea, am avut spray-ul de fixare de la MAC, acela Fix Plus, acela original și l-am folosit până l-am terminat. Până i-am stricat pompița, nu mă întrebați cum, că e o poveste foarte stupidă. Dar mi-a plăcut destul de mult. Îmi plăcea la acela faptul că, într-adevăr, crea un efect mai natural și dădea un efect dewy, iar multe persoane spun că și acesta este asemănător, că este un dupe ieftin. Eu am dat pe bucată 15-16 lei, ceva de genul. Mi-am luat două, le-am comandat de pe Pink Panda. Am un clip cu comanda, dacă sunteți curioase, uitați-vă la mine pe canal. Aceste spray-uri de fixare mie îmi plac foarte mult. Pe acesta l-am consumat deja pe jumătate, dacă vedeți, pentru că îl aplic aproape în fiecare zi. Și îmi place pentru că nu are miros, are ingredientele foarte, foarte ok. Pulverizatorul îmi place, de asemenea mie mi se pare că dă un efect mai natural și că mă ajută, după ce mi-am pus foarte multe pudre pe față, mă ajută să fac așa, să le combine. Exact ăsta este sentimentul pe care eu îl am când aplic spray de fixare, faptul că produsele de pe față se combină foarte bine și creează un efect per total mai natural. Dar astăzi ne vom convinge exact dacă are efect sau nu. El spune că... Să văd dacă găsesc ceva în română sau măcar în engleză, că scrie pe în toate limbile. Așa. Spune că este un spray care dă un refresh, așa, și protejează machiajul fără să lase senzația aceea sticky, lipicios, fără să fie lipicios. Și este pentru toate tipurile de ten. Da, de la 15 cm se pulverizează, cam asta e treaba. Și el spune Keep It Perfect Makeup Setting Spray, adică spune că ți-l face să dureze mai mult. Nu spune nimic altceva, deci asta vom testa noi pe parcursul zilei. Vom testa dacă pe partea aceasta pe care voi aplica și pe de fixare arată mai bine decât pe partea aceasta, dacă rezistă mai bine. Eu sunt purtătoare de ochelari, nu sunt foarte chioară, dar am nevoie de ochelari pentru că nu văd la distanță pur și simplu, așa că pe parcursul zilei sigur îmi voi pune ochelarii și din cauza aceasta pe aici, pe nas, mi se ia groaznic fondul de ten, pur și simplu se separă de pudră oricât de bine l-aș fixa și arată groaznic, așa că nu mă aștept sincer ca acest spray de fixare să rezolve problema asta. De asemenea, fondul de ten mi se ia de pe nas. Ce probleme mai am? Nu știu, rest, iluminator, blush, de obicei rezistă cât de cât, dar astăzi vreau să văd exact diferența și mi-am adus o treabă de genul ăsta. Stați-mi așa și oglinda. Așa și o să pun așa și o să pulverizez pe partea asta ca să ating exact jumătate de nas. Sper să reușesc. Haideți să vedem. Ok? Ciudat e. Și eu mai fac și treaba asta. Am văzut la Nikki Tutorials că ar ajuta. Acum nu știu, sincer. Am aplicat două pufuri cât să-mi iute bine fața, dar fără să-mi întindă produsele de la ochi. Am vrut să aplic asta la sfârșitul machiajului. De obicei știți că eu aplic după ce îmi termin fața, aplic și pe defixare, dar azi am vrut să îl pun exact la sfârșit. Da. Aproape s-a uscat, văd că aici mi-a făcut două picături. Nu știu dacă le vedeți voi. Dar se usucă și sper să nu lase urme. Mi-a stat să mă uit. Da. Sper total arată bine tenul. Chiar arată bine. Acum nu prea văd o mare diferență. A, de fapt, sau fi iluminator. Nu știu, nu-mi dau seama. Da. Cred că diferențele se vor vedea într-adevăr pe parcursul zilei.
Eu v-am zis, mi-aplic acest spray de fixare pentru că îmi place efectul, îmi place să, nu știu, să simt acel refreshing. Vreau să vă zic că eu din ce am auzit și spray-ul de fixare care într-adevăr face o mega, mega, mega diferență este All Night de la Urban Decay. Am înțeles că acel spray de fixare pur și simplu îți face machiajul să se lipească de față. Adică nu se ia până când nu te machiezi. Asta știu eu despre el. E foarte, foarte cald, deci spray-ul ăsta de fixare va trebui să lupte un pic cu treburile. Eu m-am apucat de filmat. Clipul, nu știu, o să-mi ia cam vreo oră să-l filmez, cred, dar eu revin cu 2-3 update-uri pe ziua de azi, în care vă arăt exact de aproape care e diferența, cum arată, cum a rezistat, pe unde. Deci, ne-am zis mai târziu. Mai am terminat de filmat, a luat mai mult decât am crezut, nu m-am gândit că va dura totuși atât de mult. Cred că au trecut 2 ore, jumate, 3 ore, cam așa. Și vreau să vă arăt cum arată tenul meu. Mi-am prins părul pentru că leșine cald. Tenul meu cum arată? Mie mi se pare că arată identic, m-am uitat un pic în oglindă și m-am analizat. S-a strâns un pic aici fond de ten, îmi dau seama că aici cred că o să fac riduri. Pentru că uitați ce fel stau, minunat. Și aici s-a strâns un pic fondul de ten în ambele părți cam la fel, pe frunte cam la fel de strâns. Sunt cam la fel de lucioasă în ambele părți pentru că am iluminator. Am uitat să vă menționez, unele dintre voi știți, eu am tenul normal. Adică nu se îngrașă pe parcursul zilei, așa cum arăt când plec de acasă, așa voi arăta pe parcursul zilei, în afara de zona nasului, unde mi se ia în fondul de ten și din pricina ochelarilor, cum v-am spus, dar și din cauza faptului că, nu știu exact, cred că e cel mai proeminent de pe toată fața și se ia imediat fondul de ten de pe el. Deocamdată și pe nas arată ok, în ambele părți e identic. Mi-am purtat puțin ochelarii și s-a luat un pic de aici, dar nu semnificativ, mi-am pus super multă pudră azi pe nas. La ochi chiar la fel, m-am cam certat azi cu rimelul și m-am pătat și pe sub ochi, în ambele părți și aici pe pleoapă. Și da, revin cu un update peste încă vreo 3 ore să vedem, poate se schimbă ceva. Am revenit, este ora 7, cred. Deci au trecut 7 ore de când m-am machiat. Și așa arată totul. Vedeți aici, s-a luat, v-am zis, de pe nas. S-a luat și rujul. Dar am mâncat de foarte multe ori și n-am fost deloc atentă. La ochi, nicio diferență, doar aici, unde am lăcrimat un pic, de la căscat. Mie mi se pare că arată la fel, m-am studiat mai devreme în oglindă și mi se pare că arată la fel, absolut identic. Dar voiam să vorbesc acum cu voi să vă fac update-ul ăsta pentru că vreau să mă apuc să fac niște exerciții fizice, gen de astea de picioare la care de obicei transpir, mai ales acum că e cald, transpir enorm și nu o să mă demachez, deși știu că nu e foarte sănătos pentru ten, dar apoi îmi pun o mască ca să compensez și vreau să fac exercițiile așa, să transpir și să văd dacă e atunci vreo diferență, să văd care e treaba. Așa că mă apuc, fac niște exerciții și revin cu update-ul final. Mi-am terminat exercițiile și vreau să vă zic că tenul meu arată la fel de transpirat în ambele părți, deci n-am făcut nicio diferență spray-ul de fixare. Cam asta a fost clipul, cam astea sunt concluziile. Până la urmă, spray-ul ăsta de fixare de la Essence nu face mari diferențe la rezistență, dar eu v-am zis să-l folosesc pentru că îmi place efectul pe care mi-l dă pe loc și senzația aceea de răcorire. Eu o să continui seria asta, este primul clip din ea și cu cât voi mai strânge spray-ul de fixare, voi mai face clipuri de genul. Sunt super transpirată, sper că se vede, mi se duce lumina naturală și de-aia e ora 8, vreau să închei clipul ăsta. Mă mir că nu s-a întins tușul, rimelul la fel n-are nicio treabă, dar fața e cea care arată dacă un spray de fixare își face sau nu efectul și arată la fel în ambele părți. Deci cam acesta a fost clipul de astăzi, mulțumesc mult că v-ați uitat și ne revedem curând!